Vă salut, prieteni! Astăzi vom vorbi despre misterul comorii din Sulul de Cupru. Sulul de Cupru este un manuscris de la Marea Moartă. El îi fascinează foarte mult pe arheologii renumiți și vânătorii de comori din întreaga lume. Sulul de Cupru este considerat o hartă a unei comori care indică 64 de puncte unde sunt îngropate cantități imense de aur și argint. Harta din Sulul de Cupru indică peste 4600 de obiecte care sunt realizate din metal prețios și valoarea lor este estimată la peste $1 miliard. De când a fost găsită harta, foarte mulți au încercat să o descifreze și să găsească comoara, dar încă nimeni nu a reușit momentan să le găsească. Sulul de Cupru a fost găsit pe 14 martie 1952 de către un arheolog lângă Qumran, în Peștera 3, acolo unde se află un sit arheologic important. Sulul de Cupru face parte din colecția extraordinară de manuscrise din secolul I, dar este diferit de toate celelalte manuscrise de la Marea Moartă, prin faptul că este un manuscris metalic comparativ cu celelalte care sunt realizate pe pergament sau papirus. Manuscrisele de la Marea Moartă sunt considerate opere literare, dar materialul sulului este din cupru și stani. El avea o lungime de 2,4 metri și a fost desfăcut în mai multe părți. Sulul de Cupru este o hartă a comorilor care nu a fost dezlușită încă de nimeni. Nu uita să-mi dai un like și să te abonezi la canal și apasă clopoțelul pentru a fi notificat când postez ceva nou. Ne revedem în video următor.